seara, Luca! Bună, Mirela! Sunt foarte bucuroasă și în același timp emoționată că ne-am întâlnit astăzi. Îți mulțumesc pentru faptul că ai acceptat să fii astăzi alături de noi și să ne împărtășești din cunoașterea ta. Mai ales și pentru faptul că ești una dintre membrele din Academie, care ești chiar de la început cu noi. Raluca, spune-mi despre tine, cu ce te ocupi? Eu astăzi sunt terapeut și iată, am marea onoare și bucurie că astăzi să mă specializez în cadrul Academiei Phoenix. Este extraordinar ceea ce se întâmplă acolo. Este o șansă pentru terapeuți și viitorii terapeuți să poată să-și dezvolte abilități extraordinare pentru a susține mai departe viitorii clienți. Așa cum, de altfel, este și pentru tine, pentru că tu ești în domeniul cunoașterii de sine și la momentul la care noi ne-am cunoscut, tu deja erai pe un drum de căutare de sine și de dezvoltare personală. Dar mai bine să ne povestești tu cum ai descoperit, cum a început totul. Totul a început printr-o întâmplare, aș spune, extraordinară, întâmplare între ghilimele, pentru că consider că la nivel de sine cumva ne căutam. Și iată că a fost un moment perfect în care noi două ne-am întâlnit și am putut să ne conectăm suflet la suflet. Ne-am putut descoperi și cumva cred că ai apărut într-un moment în care eu aveam o mare nevoie de o altfel de ghidare pe calea mea. Da, sunt onorată de aceste întâlniri extraordinare și unice între suflete, așa cum este întâlnirea pe care noi am trăit-o. Spune, ce ți-a stârnit interesul să lucrezi cu mine, să continuăm acest drum de regăsire de sine împreună? Iată că eu eram deja, cum spuneam, pe o cale a mea. Eram pe un drum spiritual, de dezvoltare, în care căutam niște răspunsuri. Cred că cu toții avem propriile întrebări. În adâncul sufletului nostru ne dorim să găsim răspunsurile cele mai potrivite pentru noi. Iată că eu alături de tine am reușit și mulțumesc Universului și mulțumesc ție pentru faptul că am putut să mă descoper, am putut să găsesc răspunsuri extraordinare la, pot spune, toate întrebările pe care sufletul meu își dorea cu atâta ardoare să primească răspunsurile cele mai potrivite. În toată această căutare, bineînțeles că am primit răspunsuri și de la alți oameni, dar cumva în sufletul meu simțeam că e mult mai mult decât atât și că adevărul e undeva mai profund. Că poate că este necesar ca cineva să mă susțină, să mă ghideze, să pot căuta mai
profund în interiorul meu pentru a-mi oferi singură răspunsurile la întrebările care, iată că nu-mi dădeau pace. Da, aș spune că de fapt ție trebuie să-ți mulțumești pentru că tu ești cea care ai făcut alegerea de a continua alături de mine și din ce aud eu este că de fapt la momentul la care ne-am întâlnit căutai practic o susținere ca să poți să accesezi adevărul tău interior, un adevăr profund și mai spui că le-ai găsit răspunsurile. Dacă ar fi să definești un răspuns pe care o să-l spui acum, un răspuns pe care îl căutai și la care ai găsit și explicația sau profunzimea. Da, mereu m-am întrebat cine sunt eu. Este foarte greu să găsești un răspuns clar. El vine treptat, bineînțeles. Nu îți poate dezvălui nimeni doar într-o singură întrevedere cine ești tu. Este un lucru mai profund cu tine. Sunt etape pe care trebuie să le parcurgem pentru a ne cunoaște, pentru a găsi, cum spuneam, acea profunzime extraordinară. Aș vrea să te întreb, Raluca, ce ai încercat înainte, prin ce metode sau tehnici, da? Pentru că tu deja lucrai cu tine de ceva timp, ce ai încercat înainte ca metode de a afla răspunsul la cine sunt eu și poate că nu ai primit profunzimea de care aveai nevoie. Primul contact l-am avut cu un mentor din afara României. Și în acea întrevedere mi-aduc aminte că îmi doream foarte tare să primesc un răspuns. Am primit un răspuns, dar nu era cel de care sufletul meu avea nevoie. A urmat mai apoi inițieri pe diverse sisteme Reiki, consultații, terapii și totuși simțeam o greutate pe sufletul meu și simțeam că este mai mult decât ceea ce fac eu și că am nevoie mai mult de atât. De ce iată crezi că am că... cerut Ok, scuze, spune. E regulă. Iată că am cerut și eu consider că atunci când ceri cu toată puterea ta și când crezi 100% că mentorul optim ție îți va apărea pe drum, el vine. Pe drum. El vine și chiar mi-a apărut pe drum. Exact cum am cerut. Practic, mare grijă ce cerem Universului, că răspunde foarte prompt și instant la tot ceea ce cerem, câteodată fără să ne dăm seama. Da, așa este. Uite, voiam să te întreb, de ce crezi că metodele și tehnicile pe care le-ai aplicat înainte de a lucra cu mine nu au funcționat, în sensul că nu ai reușit să ajungi la adevărul acela profund despre cine ești tu? Acum, având o experiență foarte mare,
și lucrând cu mine, prin. Și cu ceilalți, pentru că tu deja lucrezi Exact. Și și cu lucrând cu și oameni. susținând la rândul meu alți oameni, iată că pot să fac o diferență foarte ușor. Acum îmi este ușor, după ce eu la rândul meu am parcurs un proces terapeutic, eu însă, Pe diferit. eu cred, este diferit faptul că prin metodele care lucrezi tu, Adică ce ai practicat și tu, da? Terapie prin regresie, echilibrare energetică. terapie psihoemoțională, terapie prin regresie, echilibrări. Iată că prin terapia prin regresie, eu am putut să mă descoper și să mă înțeleg în profunzime, să înțeleg de ce anumite evenimente aveau loc în viața mea, fără a mai fi în frustrare, în deznădejde, în durere, într-o totală furtună, cum îmi place mie să spun. Eram într-o perioadă în care furtuna era în interiorul meu și dacă eu aveam furtună în interior, evident că în exteriorul meu nu putea fi decât furtună. Și iată că lucrând prin metodele pe care tu le aplici, în loc de furtună, a venit soarele. Și eu, dacă astăzi sunt în armonie, în pace, am claritate în minte, în corp, în viață, dacă știu să pun limite sănătoase în tot ceea ce înseamnă relațiile interumane, este datorită faptului că eu mă cunosc astăzi extraordinar de bine și, repet, asta este datorită metodei pe care tu o aplici atât de minunat, cu atât de multă iubire, susținere și dăruire față de om. Pot doar să-ți mulțumesc și, repet, tu ești cea care ai ales, pentru că noi facem alegeri în fiecare clipă a vieții noastre. Meritele sunt ale tale și este extraordinar ceea ce aud, că de la furtună, deznădejde, astăzi este soare, ai claritate și, uite, aș vrea să te întreb ce domenii ale vieții tale au fost impactate de faptul că tu ai parcurs un proces de descoperire de sine și astăzi știi cine ești tu la un nivel profund? Mă gândesc că te referi la un nivel profund spiritual, da? Dincolo de aspectul uman. Ce domenii din viața ta au fost impactate de transformarea ta? Absolut toate domeniile. Nu există domeniu din viața mea care să nu fi fost impactat de munca pe care eu am desfășurat-o în plan spiritual. Dar cu toții știm că și mi-ar plăcea ca acest cu toții să devină o realitate. Că tot ceea ce noi materializăm în planul fizic, mai întâi se formează în planul spiritual. Odată ce eu m-am vindecat în plan spiritual, ce am putut să descoper și să aduc în lumină, bineînțeles că în planul fizic, în viața mea, în toate domeniile, este armonie, lumină și iubire. Raluca, este mare lucru că
afirm că te-ai vindecat la nivel spiritual. Chiar așa este? Da, astăzi pot să spun pe deplin conștient, din toată puterea mea, din toată măreția mea, pentru că astăzi o cunosc, că da, eu sunt un exemplu viu că se poate, că poți parcurge anumiți pași spre vindecare. Vreau să fiu un exemplu că se poate. Vreau ca oamenii să audă, să înțeleagă și sunt convinsă că vor și conștientiza că se poate să ajungem cu toții, făcând anumiți pași, bineînțeles, treptat, să avem o viață armonioasă, frumoasă, în iubire, în prosperitate, pentru că cu toții asta ne dorim, să fim împliniți, să putem să ne bucurăm, în primul rând, de noi înșine și de tot ceea ce ne înconjoară. Uite, aș vrea să te întreb dacă parcursul tău de vindecare spirituală a fost neapărat așa cum pare acum, plin de lumină, armonios, ușor, sau Nu, n-a fost așa. diferit? Spuneam că eram într-o furtună. Deci eram în dezarmonie în mine. Nu mă cunoșteam real, nu știam cine sunt, nu eram conștientă de multe lacune din viața mea și cum spuneam, aveam propriile frustrări, eram în suferință, aveam stări de anxietate, nu mă înțelegeam pe mine și atunci, neînțelegându-mă pe mine, nu puteam să-i înțeleg nici pe cei din jurul meu. Pare că n-a fost simplu. A fost un proces nu ușor. Pot să spun că m-ai scuturat suficient de puternic din temelii, pentru că astăzi știu că este necesar să fim scuturați în momentele cheie, tocmai pentru a putea procesa cu profunzime și detaliu toate acele părți din noi care, iată, sunt în dezarmonie și produc în viața noastră evenimentele pe care nu am vrea să le trăim. Cum îmi place mie să spun acele fragmente care așteaptă să vină acasă în interior, în întregul nostru. Te-a scuturat? Da, A fost transformator? A meritat? a fost extraordinar. Este cel mai bun lucru care putea să mi se întâmple în această viață. A fost nevoie de acest cutremur mai puternic pentru a putea pune piloni adânci pentru a putea construi pe un teren curat, frumos, bine așezat și a merge mai departe, treaptă cu treaptă, spre cunoaștere profundă, spre conștientizări, spre înțelesuri. Da,
Înțeleg că impactul lucrului cu mine a fost așa, ca un cutremur, transformator și minunat și extraordinar și radios și în lumină și în soare astăzi. Astăzi, da. Iată că fără acest cutremur și fără a înlătura, cum îmi place mie să spun, a da jos toate hainele care nu ne mai folosesc, fără a putea aduce fragmentele de suflet care, iată că sunt în diverse locuri, fără să conștientizăm că, de fapt, tot acest proces este spre binele nostru. Da, doare. Da, nu este plăcut pentru moment. Nu trăiești așa un paradis și o excursie în cele mai exotice locuri de pe planetă. Dar ca să ajungi în acele locuri exotice, cu soare, cu plaje și cu tot ce-ți dorești tu, mai întâi trebuie să treacă furtuna, uraganul și ai direcția cea mai optimă de a ajunge și a trăi doar așa. Știu că astăzi este parcă o nebunie și parcă nici nu-ți vine să spui oamenilor că, uite, eu, da, sunt împlinită, trăiesc în armonie, în fericire, în iubire, am o familie extraordinară, totul e ok în viața mea, pentru că oamenii nu cred. Uite, dacă ar fi să te întrebe cineva, în ce zonă din viața ta ai obținut cea mai multă valoare prin transformarea ta? În relațiile cu cei din jur, în zona de familie, pentru că nu Super. înțelegeam de ce nu pot să am o familie, de ce nu pot să am o relație de cuplu armonioasă, de ce anumite tipare comportamentale se repetă, de ce anumite tipare de oameni îi tot atrag și vin în viața mea în condițiile în care eu credeam că lucrez cu mine și sunt bine și sunt în armonie și de fapt nu era așa. S-a schimbat acum ceva? Atragi Da. alte tipare, o altă categorie de oameni? Ai alte relații de calitate, poate, sau în Da, viața cum ta până spuneam, acum? astăzi pot să afirm că trăiesc raiul pe pământ. Se poate să trăim raiul pe pământ. Se poate Wow. să avem, se poate să avem o viață împlinită, cu relații armonioase, cu susținere, respect, iubire, dăruire, pe care o dăm și o primim de la cei din jurul nostru. Dar asta este pentru că eu astăzi sunt centrată, prezentă, în armonie și echilibrată. Uite, o să-ți pun o întrebare, poate puțin mai delicată, dar are sens, pentru că oameni extraordinari, cu siguranță, vor urmări această întâlnire a noastră. Și eu știu că tu ești și mamă și că ești o mamă de fată, ai o fică extraordinară și cumva știm că ceea ce noi transformăm în noi, ceea ce noi elevăm ca femei, se duce mai departe către fiicele noastre ca modele.
În ce mod transformarea ta a impactat relația cu fiica ta și mai ales ce fel de model are fiica ta în tine? Bineînțeles că eu, odată echilibrându-mă și găsindu-mi liniștea interioară și armonizându-mă, s-a văzut foarte repede cum și fiica mea a devenit mult mai centrată în armonie cu ea însăși, preocupată de tot ceea ce este spiritual, da, la rândul ei este preocupată și are propriile întrebări și Este și practicantă, da, de da, terapie. este și practicantă de terapii, face atât cât este optim la vârsta pe care o are. Ceea ce ține de spiritual este conștientă că este mai mult decât atât, decât tot ceea ce este în planul fizic și, de asemenea, observă singură rezultatele. Bineînțeles că pe aici, pe acolo, îndrum și eu, pentru că de-aia sunt mamă, să pot să îndrum, dar o lasă conștientizeze singură impactul pe care îl are lucrul în spiritual în viața ei. Este, dacă la început avea stări de wow, a ajuns acum să fie o normalitate acel wow. A înțeles foarte clar că lucrurile se întâmplă așa cum este mai potrivit pentru ea. Că nu întotdeauna ceea ce noi ne dorim este și benefic pentru noi și, de asemenea, a putut observa că modul în care se întâmplă lucrurile nu este întotdeauna așa cum noi îl proiectăm. Ele se întâmplă cum este mai bine pentru noi, de multe ori, evenimentele s-au întâmplat mult mai benefic decât ea și-ar fi dorit. Asta este un rezultat al faptului că tu, prin transformarea ta, ai devenit un model, pentru ea. Cu siguranță că fie că ea recunoaște sau nu, pentru că e și la vârsta adolescenței, când Bineînțeles. ei sunt cei mai puternici și știu tot, n-au nevoie musai de. Tu ești o mamă înțeleaptă și lucrată Da, și de acord cu copilul eu tău, că înțeleg, știe tot. sunt etape prin care trecem cu toții, da, și ca Da. adulți și ca adolescenți. Și uite că ea înțelege, chiar dacă nu e musai să-mi transmită direct verbal, eu știu că la nivel subtil ea este recunoscătoare pentru ceea ce primește. Ea este în general recunoscătoare pentru ceea ce primește, pentru că iată că eu, ca și mamă, i-am explicat până la urmă și bazele a ceea ce înseamnă să fii spiritual, printre care recunoștința. Într-adevăr, recunoștința se vede că face parte și din calitățile pe care tu le ai și le practici și, într-adevăr, recunoștința deschide un câmp al manifestării divine absolut extraordinar și în marierea cea mai armonioasă. Aș vrea să te întreb, de ce crezi că ai reușit? Da,
pentru că astăzi simt această reușită, acest succes al meu personal, pentru că eu îl consider un succes, Chiar este. da, în toți porii mei și sunt conștientă de el. Dacă altădată mi se părea ceva de neatins și ceva iluzoriu, iată că astăzi pot afirma că se poate și este ceva de atins, ceva normal, care poate face parte din realitatea pe care noi o trăim. Ce ai făcut tu concret? Că ai reușit? Sau În ce primul rând, calități te-au făcut pe tine să poți să duci acest proces până la capăt? a fost munca cu mine. Nu e niciun Munca? munca pe plan spiritual, da? Nu este niciun secret de nedezvăluit sau vreo cheie miraculoasă care se ascunde în nu știu ce peșteră și trebuie să mergi după ea ca să o iei și să o înghiți și să te transformi. Nu, este o muncă constantă, da? Nu m-am dat bătută, eu nu mă dau bătută foarte ușor, da? Nu m-am lăsat, deși am avut momente când am vrut să renunț și am zis că e prea mult, că nu e de mine, că nu funcționează. Da, am trecut și eu prin etapele astea. Este normal ca să vreau să înțeleagă oamenii că aceste etape sunt normale. Este lupta ta cu tine, exact în momentele cheie. Tot vorbeam de chei. În momentele cheie în care se produce un salt foarte mare, în acele momente apare și ceea ce noi numim întunericul, care vrea să te tragă în jos, care nu vrea să te lase să mergi mai departe, că ți-e bine așa. Și e suficient așa cum ești. Nu, n-ai nevoie mai de mult, n-ai nevoie să mergi mai departe, nu-ți trebuie. E ok așa, să stăm cu toții în dezarmonie. Și eu am spus că nu, de fiecare dată când era un proces interior pe care, iată că din nou muncă cu mine, pe Și care eu îl determinare. desfășuram, Și determinarea foarte mare, aș spune este eu. nevoie de, este nevoie de muncă, este nevoie de determinare, de a vrea, dar recunosc că în acele momente, fiind eu norocoasă, te-am avut pe tine și m-ai împins și tu așa de la spate în momentele în Ce care să fac? Fac și eu ce pot. faci ceea ce faci atât de bine și grozav oamenii, fără a fi vreo laudă, nu ai nevoie de niciun fel de piedestal. Rezultatele tale sunt concludente, sunt atât de mulți oameni care s-au transformat și iată că astăzi au o viață extraordinară datorită Muncii cu loc, metodei tale de muncii. lucru. Da, îți mulțumesc. Într-adevăr, sunt oameni care și-au transformat viața și de care sunt foarte mândră și sunt fericită că oamenii și-au găsit calea. Uite, dacă ar fi cineva care Se cobor. trebuie să înceapă acum, cineva care ne ascultă, de ce ar trebui să se apuce chiar acum de procesul său de Nu știu. cunoaștere de sine? Pentru că este un dar
Cred că cel mai mare dar pe care și-l poate face cineva este cel mai benefic lucru care îi se poate întâmpla. O afirmă pe deplin conștient. Eu pot să spun atât. Dacă vrei să schimbi viața, dacă vrei mai mult de la tine, de la cei din jur, te rog să începi să lucrezi cu tine și vei vedea rezultate extraordinare, cu siguranță, fără niciun dubiu. Astăzi ești, Raluca, membră în Academia Phoenix, cum spuneam și la început, și te pregătești, te specializezi pentru a putea lucra la un nivel superior cu clienții tăi. Aș vrea să-mi spui mai mult despre ce faci tu acum. Cu ce te ocupi în plan profesional? Știu că Astăzi, deja alte formări. astăzi fac această specializare în cadrul Academiei, tocmai din dorința de a dărui mai departe și de a contribui la vindecarea celor care consideră că prin mine, cu tot ceea ce știu eu pot contribui. Îmi doresc foarte mult ca cât mai mulți oameni să aibă parte de aceste beneficii în viața lor, să aducă lumină, să facă curățenie, să fie în echilibru, să poată să discearnă evenimentele, să înțeleagă de ce lucrurile au direcția pe care o au. Îmi doresc să primească vindecare așa cum eu am primit, să parcurgă un proces de transformare așa cum eu l-am parcurs. Eu, fiind astăzi în echilibru, în iubire și așa mai departe, este datorită faptului că m-am putut transforma și vindeca eu. Într-adevăr, Cunoscând toate aceste lucruri, eu pot să-i susțin mai departe pentru că îi pot înțelege astăzi, îi pot ghida, știu ceea ce simt, îi înțeleg, îi pot zgudui când e cazul și îi pot mângâia atunci când au nevoie. Tu ai o energie caldă și blândă și foarte iubitoare și, într-adevăr, este extraordinar că oameni ca tine, așa cum ești tu astăzi, care susțin alți oameni la rândul lor, au beneficiat de propriul proces de terapie, de vindecare și de regăsire, pentru că, așa cum îmi place mie să spun, oamenii întregi întregesc alți oameni și, practic, asta este ceea ce s-a întâmplat cu tine. Și asta este ceea ce oferi tu mai departe clienților tăi și da, eu te recomand cu toată responsabilitatea faptului că știu că poți, știu că cei care vor lucra cu tine sunt pe mâini bune și cu siguranță iubirea și lumina ta o să-i ajute pe clienții tăi să acceseze propriul lor adevăr, esența aceea profundă, așa cum și tu ai reușit, da? Pentru că tu astăzi ai spus că ai reușit
și, într-adevăr, este extraordinar. Urmează să avem încă ceva timp un proces împreună și cu Romeo în Academia Phoenix. Sunt onorată să lucrez cu tine și să împărtășesc din cunoașterea mea cu tine, pentru că știu că ceea ce faci tu va contribui la binele oamenilor. Dacă simți să mai adaugi ceva pe finalul acestei discuții. Simt să mulțumesc pentru tot și pentru cuvintele minunate pe care mi le-ai spus. Mă simt E onorată. adevărul. E doar adevărul. Extraordinar de fericită că fac parte din această academie. Este mult mai mult decât se vede din exterior, ceea ce se întâmplă în interiorul ei. Se nasc noi generații de terapeuți vindecați, prezenți, conștienți, în armonie, care pot susține cu adevărat omul. Pentru că modelul pe care tu îl dai mai departe este acesta de dăruire, de lucru profund în adevăr. Iată că pentru a atinge propriul succes, pe orice plan își dorește fiecare, eu spun că se poate. Și nu o spun doar că îmi este ușor ca vorbă să o pronunț, o spun pe deplin, conștientă, din toată puterea mea, dragilor, se poate. Se poate să trăim o viață extraordinară, doar că e nevoie să recunoaștem că cu toții avem traume, cu toții avem de procesat, de înțeles, de experimentat, de scos la lumină. Nu există, îndrăznesc să spun că nu există om pe planeta în care noi astăzi locuim, care să fie vindecat 100%. Dar, slavă Domnului că există oameni care au făcut acest proces înainte de reconectare cu întregul, cu toate darurile divinității cu care am venit pe pământ în formă umană și la rândul nostru suntem alături de oamenii care pot, vor și trebuie să crească și să eleveze împreună cu noi. Raluca, eu îți mulțumesc foarte mult pentru timpul tău și pentru că ai adus astăzi din căldura ta, din darurile transformării de care tu ai beneficiat și îți urez succes pe toate planurile, cât mai mulți clienți vindecați și întregiți la nivel de sine și spor în procesul tău și în calea ta pe mai departe și alături de noi în Academia Phoenix. Îți mulțumesc foarte mult! Mulțumesc și eu!